Deixa. Tem lá. Também o drogo? Tem lá. Ai, sim. Ai, sim. Ah, porque sempre me andei a encontrar problemas de matemática da geometria. Já vem o grupo. Ah, cá está. Lá está. A. Opta. Și fie că s-a deschis subiectul ăsta așa despre modul de a fi, de a învăța, uneori acum în perioada asta simțiți că au fost o presiune, voi copii chiar sunteți clasa 8-a, încă simțiți că o presiune, învățați, dar nu știți pentru ce. Mai întâi acum învățați, pentru ca să luați o notă bună. Da? Deci nu înțelegeți mesajul și efortul ăsta și nu ca asta voastră, mi se pare că e în zadar și nu se justifică atâta muncă. Și pe părinții priviți ca pe cei care stau pe voi așa și vă tot sâcăi și vă învață și la asta, și la asta. Și Miruna, nu pot să nu remarc pe mama care are, stă în coasta ta, hai să zic așa, o simți atât de puternic, încât spui, mai lasă-mă. Da? Am să-ți transmit un mesaj. Simplu. Nici nu știi ce mare bine îți face. Acum tu o găsești că există o presiune extraordinară. Dar ce minunat ar fi ca niciodată să nu-ți intereseze și tu să faci asta din convingere. Mă crezi? Eu am avut pe mama mea cu o jumătate de clasă. Deci mama mea nu știe clasă, nu a învățat, nu știe carte, doar o jumătate de clasă. Crezi tu că mama mea sau tatăl meu, care avea 4 clase, s-a interesat vreodată de mine să-mi spună ce-ai făcut teme pentru a doua zi? Dar niciodată. Niciodată. Ce s-a întâmplat? Care a fost fenomenul? Cum? Acolo, în țară, niște condiții. De ce am învățat? Am descoperit că o făceam pentru mine, de la un loc încolo. Dar în prima fază, m-am îndrăgostit de locul întâi. Deci, eu știam că numai eu trebuie să răspund în fiecare clipă. Eu eram, pentru învățătoarea mea, i-a trăsit atenția că sunt doar fel de copii. Și fiindcă eu intrasem în ocupasem poziția asta de lider, asta a păstrat tot timpul. Și m-am drăgostit din poziția asta. Întâmplător, profund, hai să menținem pe chestia asta. La nivelul a ceea ce înseamnă, să spunem, a țări și mai departe, ceea ce fac. Deci nu fac fiindcă îmi cere cineva. O fac, iată, acum o fac de drag. La vârsta asta și la timpul ăsta o fac de drag, pentru că simt că au mare, mare nevoie cei care sunt acum pe bănci de școli, părinții care sunt îndepuniți, vrând să-și ajute copiii, profesorii care nu fac multe de bănci și nu fac cum trebuie, o parte din ei se uită la felul care fac o lecție ca să facă și ei la doua zi, cei care sunt respectoși, cei care nu, fac așa cum știu ei și, mă rog, n-au fac decât să urci. Deci aș vrea să ajung la tine, spunându-ți așa. Ajungi acolo să faci din plăcere. Mie mi se întâmpla asta când copiii mei erau în școală, a 6-a, a 7-a, a 8-a. Între băiat și fată erau diferențe de 2 ani. Și venind seara de la meditație, vă spuneam, mă sufocau cu meditație, nu mai aveam timp niciodată, am stat niciodată, 5 minute stau cu ei să rezolvă o problemă. N-am avut timp și asta era. Dar când venea și mi-a zis, avem tata o problemă, nu o poți face. Am găsit o problemă pe gazetă, deși lucram independent. Am găsit o problemă, nu o poți face. Sigur, m-am ambiționat și vreau să o fac. Eu am foarte obosit. Mi-am zis, nu se întâmpla să o pot face. Și plecam destul de dezamăgit. Dar bucuros pe altă parte, fantastic, îi mergeam singuri. Da? Deci nu mă interesa pe mine ce-au făcut. Deci făceau teme, problema lor, căutau, găseau probleme dificile, se băteau, se contraziceau acolo. La renare la geometrie, băiatul și fata, tot la fel, erau atât de frământați, Cristi și Coamara,
să le ațeasă probleme frumoase. Să-ți dea seama, să tragă o linie în plus, să facă nu știu ce, un punct în plus acolo și de-aia s-au dezvoltat partea asta creativă, încercând ei să facă. Atunci când încerci tu și te duci tu pe picioarele tale fără să nu-i, mama și tu, tata au altă treabă de făcut. Și prin discuția care am purtat-o pentru voi, acum am purtat-o pentru toți copiii care... Corect. Da? Și acum să ne întrebăm la treabă. Problema 8 de la variantul 46. 8, da? 146. Da. 46, da? Da. În ipoteză, ABCD, tetraedru. A, B, C, 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 tetraedru. C, da, E, D. Punctele E a paginilor. Da, așa că hai să mă opresc în tetraedru. Ce înțelegi? Piramidă cu bază în triunghi. Cu bața mântriu, da. Dacă nici așa, desenatul te dai regulat, noi în spațiul exact, dar nici așa, baza o facem într-un echilateral? Da, dar nu desenat triunghi echilateral. Știi bine, orice triunghi pentru reprezentare. Deci în spațiul nu facem triunghi echilateral. Nu faceți. Ce dacă ne zici, desenatul? Nu, nu, ți se detraie, tu regulat. Și voi știți că e vorba de faptul că toate fețele sunt triunghi echilaterale. Toate. Toate. Că oricum l-ați dat, pe orice parte l-ați dat, tetraedrul ăla regular, el tot aceeași formă va capăta. Deci toate fețele sunt... Nu, dar în spațiu nu-l facem din unghiul echilateral. Deci totdeauna, pentru reprezentarea, pe tablă, când avem pe foaie, prin plan suntem, da? Ca să putem crea cea de-a treia dimensiune, trebuie să facem un pic grâșă acolo, ca să apară profunzimea. Da? Cel de-a treia dimensiune. Bun. Punctul I aparține lui AB. Punctul I. E. Aparține lui segmentul AB. Da. Da. F. Aparține lui AC. A lui A. Și G. Lui AB. A lui A. Nu oricum, astfel încât. Așa încât. A este AB. A, sus, la dreptul aici. Aici. A e supra AB, egal cu 1 pe 4. 1 pe 4. A e supra FC. A, E supra FC. Egal cu 1 pe 3. Și G, D supra AB. G, D supra AB. Egal cu 3 pe 4. Să arătăm în concluzie că planul E, F, G, planul E, F, D este paralel cu planul B, C, D. Paralel cu B, C, D. Asta în concluzie. Da. Deci avem un tetraedru A, B, C, D. Așa, deci să zicem A, B, C, D. A, B, C. Și un punct D. Așa, să zicem. D. Iată, A, B, C, D, tetraedru. Ea va țin lua B, dar pe AB luat așa la întâmplare ce A e supra AB să fie 1 pe 4. De 4 aș împărți în 5. Și una pentru A e și 4 pentru AB e tot în 4. În 4. În 4, că e raportat la AB, la AB, da? Deci eu dau un 2. Și mai dau încă o dată un 2 pe fiecare. Și asta este punctul E. A e supra tot AB-ul. 1 pe 4. Corect. Propun raportul. Valoarea raportului. A F supra F C, dar F este pe AC. F este pe AC. Încât A F supra F C. A F supra FC.
Aici, ce trebuie să fac eu? Fiindcă zice... Acolo e unul din patru. Acolo e unul din patru. Deci dau pe toată asta în patru, iar și în două, și încă în două. Și atunci AF, supra FC, AF e una și FC sunt trei bucăți. Deci AF supra FC, egal aici cu cât am zis eu cu... cam aici este. Dar el ascunde tot aceeași chestie, că AF ar fi o pătrime din AC. Da, deci că AF pe FC e 1 pe 3, înseamnă că e o treime? AF pe FC, nu zice AF din AC. Dacă era pe AC, da, era o treime din AC. Dar de ce AF pe FC? Aici ascunde. Uite că noi suntem și acum începem să desfacem problema. Știi că aici este miezul problemei? Că putea să fie drept, să le spune AF supra AC, egal tot cu 1 pe 4. Corect. Dar cum să vadă, știi, noi? Te-l vede, suntem atenți, e vorba de AF supra FC. Și AF supra FC. Da. Cred că este un moment foarte important. Corect. Pentru că acum, fiindcă AF supra AC egal cu AF supra AB, conform lui Thales, F e pare cu CB. Corect. Corect. Vezi cât e de șmecher. Deci, dar nu ne spune treaba asta, nu ne ascunde de varianta de paralism, da? Bun. Așa. G e supra AD. G e pe AD. G este pe AD. Da. Dar nu oricum. Deci tu dă-te tare și aici. Stai, uite, G, D, pe AD acum. Deci G, D, D este undeva pe tot AD. Pe tot AD. Deci AD se parte în câte? În 4. În 4. Nu vezi AD? În 4. Deci G-ul e pe AD, da? Deci îl mățim în 4. Nu? Deci 2 și 2. Da, și luăm 3, G, D. G, D, 3 și A, D sunt 4, da? G, D, aici este G, D. Da. Da? Da. G, D, supra tot A, D, U, e 3 pe 4. 3 din 4. Adică vreau să spună că A, G, e o sfert din A, D. Da, ce din 3 pe 4. De loc spun că AG este un sfert din AD, așa cum e AF un sfert din AC, care îndeamnă să spunem că, din păcate, e paralelă cu ducă. Da, dar aici se fac așa un pic. Mm. Înțelegeți de ce? Că altfel părea că e prelungirii. Aici înseamnă că GF este paralel cu DC. Păi, opa, așa e. Păi, dar dacă asta am tradus noi. Ce demonstrăm? Nu știu ce am demonstrat. Vedem. Da, ce demonstrăm. Și ce trebuia să demonstrăm? Planul GFE, adică ăsta așa, GFE. E paralel cu DCB. DCB. Și tocmai demonstrat. Tocmai demonstrat că are două drepte GF. Și cu DC, EF cu GC, sunt două drepte concurente, plane sunt paralele, termine. Ce problemă am demonstrat, mai încercând să... Să înțelegi problema. Ce vrea cu două. Ce vrea el. Ce am tradus... Deci eu făceam efortul maxim să înțeleg problema. Rapoartele astea, să înțeleg. Da, deci ne-a dat așa, mai ușor. Da. Deci ai zis deodată, EF e paralel cu DC? Păi, atunci putea să da problema rezolvată. Da. Iată cum aș fi făcut eu. Cereați la poartele. Da. Spuneam, printr-un punct pe aici undeva, într-un raport cunoscut, trece un plan, invers problema, trece un plan, paralel cu DCP, da. Și să se arate în calitate, să înțelegi pe AC și pe AB, și să se arate în ce raport ai raturile. Corect. Invers. Corect. Da? Deci eu dădeam planul paralel, că treci printr-un punct fixat, care dai pe fixat pe DA, și dai pe AC și pe AB,
în niște puncte I și F, găsiți în ce raport de taie. Corect. Da, putem face tot felul de probleme. Când tot sunt pe starea aceea de la o problemă să fac altă problemă. Da? De creativitate. De starea de creativitate, iată că putem să ne gândim și noi. Asta se întâmplă. Așadar, hai să redactăm nos. Ziua lui. Sau Miruna, ce credeți? Unul din voi. Unul dintre voi. Ci unul din voi. Unul sau celălalt. Dintre voi Mă ține atent. Așa. Cum facem? Eu am văzut, reciproc acelore în demonstrație, parcă nu? Demonstrație. Unul a bătut. Triunghiul A, B, D. Triunghiul A, B, D. A rezultat din teorema reciprocă, din reciproca teoremei lui Pitagora, cum G, D pe A, D egal cu 3 pe 4. Deci, în triunghiul cantiță A, B, D, A, B, D. Și ce ai spus în triunghiul A, B, D? Cum G, D pe A, D egal cu 3 pe 4 și G, D pe A, D egal cu 3 pe 4. Egal cu 3 pe 4. De aici rezultă. Și G pe A plus A G pe A D egal cu 1, rezultă că A G pe A D egal cu 1 pe 4. Dar du-mă la 3 pe 4. Adică să fie ca să apară U pătrime. A, păi e 1 pe 4 din A D. Ca să apară de aici 1 pe 4 din A D, ce să fac eu? Păi asta am zis. G pe A D plus A G pe A D A G pe A D egal cu 1. Restul că A G pe A D egal cu 1 pe 4. Deci G de încă o dată spune. G pe A D plus A G pe A D G pe A D plus A G pe A D egal cu 1. E bine așa, nu? Da, destul că deci G de pe A D G D plus G A așa e ceva. G, D plus G, A, egal cu A, D. Da. Acea D. Împărțim toată asta prin A, D. Și atunci rezultă că G, D plus G, A. Se ade. Totul supra A, D. Egal cu 1. Echivalent. G, D supra A, D. Știm din 3 pe 4. Distribuim numitorul că suntem la A. Matematică. Deci G de supra AZ plus G A supra AZ egal cu 1. Și cum văd s-a realizat pe autor câte-i 3 pe 4 rezultă că 3 pe 4 plus G A supra AZ egal cu 1. Și de aici rezultă că G A egal cu 1 minus 3 pe 4 și egal cu 1 pe 4. Da? Da. Pe de altă parte, avem că AE supra AB, AE supra AB, nu? E 1 pe 4, ăsta e riscul. E da, e așa. AE supra AB egal cu 1 pe 4. Și acum să mai vedeam. Din astea două, în triunghiul A, B, D, ca aici mai trebuie să da. Din astea două, conform reciprocei lui Thales, rezultă că G este paralelă cu B, D. B, D. Iată, ne-am dus la B, D. Așa noi și două din jocul ăsta. Bun. Pe de altă parte, Miruna, în ce trebuie să mă duc acum? Chiar așa mai întâi în A, B, D, am făcut-o. În A, B, D. Mergem în apucă, da. Da. În triunghiul A, B, C, te rog pe tine. În triunghiul A, B, C. Avem A, E, pe A, B, egal cu 1 pe 4. A, B, C, da. Avem A, E, pe A, B, egal cu 1 pe 4. A, E, supra, A, B, egal cu 1 pe 4. Și să muncim și pe A. Și A, E, supra, F, C. Să nu avem așa, dar de autor. E ca așa, pe A, da, pe A, să facem A, F, nu, păi ăsta e A, E, supra, E, B. Să lucrăm pe ăla. A, E, pe A, E, supra, E, B. Dar hai tot pe unul pe patru, mă. Să-l aducem pe celălalt. Hai să mergem ca F plus F, G. Facem. Exact. Facem.
Deci, zicem A, F. F plus F egal cu AF. E mai simplu, am înțeles tu ce spuneai, dar e mai simplu să mergem tot pe urmă. Tot pe urmă. Da? Face. Împărțim totul prin AF. Vine A, F. F plus F, C, supra A, C, egal cu 1, echivalent cu A, U, I. Da, A e supra C plus C supra AC egal cu 1 și noi avem A e supra AC, da, nu, avem un AF. Noi avem AF supra FC. Da. AF supra FC. Da, da. Păi aici, de ce am zis noi AF plus FC? AF plus FC face AC. Da. În condițiile astea nu mă ajută relațiile aici. Da, nu mă ajută. Deci nu mă ajută. Și ne ducem aici să, să lucrăm aceea care avem AF. AF supra FC egal cu 1 pe 3. FC egal cu 1 pe 3. Aici de ei, să adunăm numărătorii la numitori. Că știi că se poate face asta. Da, da. Deci, numărătorii la numitori și atunci rezultă AF supra AF plus FC egal cu 1 supra 1 plus 3. Că dintr-o proporție se pot face numărătorii derivate. Deci, echivalent, poate spune că AF supra tot AC. AC. Egal cu 1 pe 4. Și acum, asta de aici cu asta de aici, pune, o puneți sub ea. 1 și 2, sau puneți sub ea. AF. Nu, o să se scriu. AF. AF. Supra. AF. AF. Egal cu 1 pe 4. A să fie una sub ea. Da, da, da. Dar este și regulă de programe, de următoare. Rezultă că EF paralel cu... EF paralelă cu... Cu BC. Cu BC. Ei, și suficient de astea două paralele. Da, exact. Deci avem cele două... GE. GE, zic una spalta. GE paralel cu BC. Avem că EF paralel cu BC. Din cele două. Din cele două, rezultă că planul EFG EFG e paralel planul, punem în paranteză, cu planul BDC. BDC. Să ne mai punem. Așa, să vedem altă. Problema 12, de la pagina 147. 12, la 147. În ipoteză, punctele A, B, C și D sunt necoplanate. A, B, C, D. Necoplanate. Necoplanate. Până aici. Planare. Până aici ce mesaj aveți? Că se dă, nu fac parte din același plan. Și, altfel, în traducerea noastră, am o piramidă. Nu. Coliniar e una, cu planalitate alta. Coliniar este amândouă dreaptă. Poate pe o dreaptă. Mm-hmm. Deci, deci planare, nu, 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 adică avem de a face cu vârful unei piramide. Adică e o piramidă. Trei sunt un plan și unul e în altul. Sigur, că trei puncte de pe un plan și o gata. Deci, asta nu transmisia. Ca ABCD, piramidă. În piramidă. Nu spune A, B, C, D, piramidă. Îmi spune că A, B, C, D, necoplanare. Corect. M, G și B, mijloacele segmentelor. M aparține, frate, în ordine. Îi A, B.
dar la mijloc, da. Așa încât am egal cu M, B, la mijloc, N, aparține la C, așa încât A, N, egal cu N, C, și P, P, A, D. P aparține lui A, D, așa încât A, P, egal cu B, D. Deci M, M și P, mijloacele la. Da, în concluzie, să arătăm. Amici. Planul MNB, MNB paralel cu planul BCD. Paralel cu BCD. Triunghiul MNB, triunghiul MNB asemenea cu triunghiul BCD. Asemenea cu triunghiul BCD. BCD. Nu mai vorbim aici. Așa, ci că triunghiul. Da, așa, triunghiul. C. Calculați valoarea raportului perimetrelor triunghiului. Deci perimetrul triunghiului MNB. Perimetrul triunghiului MNB. Suprați perimetrul triunghiului BCD. BCD. Egal. Și la D, da. Și la D, calculați valoarea raportului ariilor triunghiului. Aria triunghiului MNB. Da, și la aia triunghiului BCD. BCD. Cum a spus? Interesant de care? Da. Deci, din clipa care a făcut, am informația că ABCD e o piramidă. Mă duc trei puncte în plan. Nu spune piramidă, în multe traiuri regulate, piramide regulate. E și înălțimea pictului oriunde, așa, când fac. Deocamdată ABC fac un triunghi și eu. Nu spune ce fel de triunghi, triunghi ale care. Da. Așa. Și de aici, de undeva, ridic o înălțime și unesc D. Hai să zic și mai un pic mai oblic pe asta, ca să nu mi-a aduc să fie coliniar. Și iată așa. Deci piramida ABCD. Și acum, M îi la mijlocul lui AB. M, mijloc. N al lui AC. Aici. N al lui AC și P pe AD. P pe AD. Păi nu mai înaintea pe mult, frate. Sigur că nu. P, P, domnule. P. Triunghiul ăsta și cu triunghiul ăsta să atingă triunghiul ăsta ca să fie treaba așa punctăm și aici, nu cum se face asta triunghiul ăsta de aici cu triunghiul ăsta de aici trebuie să fie în aceeași idee desenat. Deci mă, mijlocul la B, N, deci mă, N, e linie mijlocie, nu-i așa zare. Paralel. Paralelă și încă ceva. Și jumătate, jumătate. Da, mă, e jumătate din BC. După aia, pentru că A cu D, N, cu linie mijlocie, rezultă cu D, A, cu D, până pe linie mijlocie, tot la fel, jumătate din... Și 2 rezultă 3. BC. Da, și la fel și cu... Și cu bumă. Da, și atunci se spune că 3, cea mai lungă mânăpă, pare cu bucă dumneavoastră. Că planul mânăpă e paralel cu planul BCD. Planul mânăpă e paralel cu BCD, au ieșit prima, mami. Da. Acum la de dată. Hai să vedem dacă. Da, nu povestim, hai să povestim adică până la capăt și până dată. Da. Că mânăpă e asemenea cu triunghiul BCD.
Mână B. Teorema fundamentală a semănării. Da. Știm că mână e jumătate din BC. Așa. E să ne folosim și păi, dacă el ar fi triunghiul asemenea, ar trebui să zicem reciprocă teoremei fundamentale. Adică mână pe BC să fie egal cu până pe BC să fie egal cu mână pe BD. Și rest egal. Adică 1 egal cu 1 și egal cu 1. Deci, raport. Ai zis mână. Pe BC e 1 pe 2. Păi, și mână pe BC e tot 1 pe 2. Mână pe BD e tot 1 pe 2. Deci, nu sunt astea adevărate. Și nu chiar sunt triunghiul. Deci, raportul este de 1 pe 2 peste tot. Da? Deci, sunt aici două plane paralele care au determinat, nu? Planul până mână și planul ABCD. Și când am dus drept pe cele care sunt concurente, au determinat trei puncte și aia e semănarea dintre laturile triunghiului. Da? Deci, cum să spunem, avem și asemănarea cu ca o reciprocă a terenului tales. La aia de două ori perimetrul până BC egal cu o dată perimetrul BCD. E 1 pe 2. Da. Laturile sunt jumătate. Doi. Deci, perimetrul ăsta, ăstuia micuț, este egal jumătate din perimetrul triunghiului mare. Sau păi, perimetrul triunghiului mare face de două ori perimetrul triunghiului mic. Iar la aia, tot e jumătate, e la fel jumătate. Păi, părerea ta? De 1 pe 3. Tu de ce zici 1 pe 3? El o zi jumătate și am stat pe gânduri. De ce e zi jumătate? S-o ce te făcut? Perimetru. S-o gândi la perimetru. Da. Dar la aia, ce se întâmplă? Hai să gândim la aia. Unitate de măsură la arii cine este? Metru pătrat. Da. Adică dimensiunea era a doua. Are unui triunghi prin cine? Cu cine este egal? Pătrat. Sau altă variantă. A, B, ori sinus. Opa, aia îmi place. Produsul a două laturi, în sensul dintre ele. Are triunghiul A, M, P. A să fie M, N, ori M, P. Are atribuie N, M, P. N, M, P. Asta e micuțul. Da. Este N, M. Da. Ori P, M. Ori sin de M. Ori sin de M, sinusul dintre ele. Da. Supra 2. Supra 2, da? Da. Ori supra 3, ori sinusul dintre ele, supra 2. Da. Deci cât este N, M? Mm? E N, M. Ori P, M, da? Da. Dar are atribuie D, B, C. E D, M, ori C, M. Nu? Este D, B, C, A. D, B, C, că da, a zis D, B, ori G, B. D, B, ori sinus de B. Ori sinus de B. Dar de ce sunt bătut la unghi care e asemenea congruentul ăsta? Că dacă două triunghiuri sunt asemenea, una, laturile sunt proporționale, iar unghiile sunt congruente. Păi da. D, B, cu C, B, C, B, ori sinus de B. Sinus de B. Așa, adică cât sin de M. De M, corect. Și acum găsiți raportul. V-am condus. Să vedem ce e raportul. 1 pe 2. Ia mai gătiți un pic. Păi cât e că nu băi vând 1 pe 2. E jumate de BD, da. 1 pe 2. Hai să facem. Ia să vedem. Ia să vedem. Fără ce. Păi mă, ce-ți acolo? Deci area, știți că jumătatea, da. Ce nu muncesc? Area triunghiului N, M, P. N, M, P. Egal cu N, M, am zis un preot. N, M. Ori M, P. E un patru. Ai. De ce sunt patru, mă, că nu înțeles? Deci, ori sinusul unghiului M. Supra 2. Și egal cu, în loc de 1, pun de 2 ori, nu, BC pe 2. BC pe 2, da. Înseamnă BC supra 2. Ori. Ori BD supra 2. Ori sinusul unghiului B, totul pe 2.
calcul. 1 pe 2 ori 1 pe 2 face 1 pe 4. Îl pun în față. Ori BC ori BD ori sinus de unghiul M cât băi cât M ori sin de unghiul M totul pe 2. Dar aici este 1 pe 4. Cine e BC? Ori tot BD-ul ori sinus unghiului B sau unghiul M, tot cum mai este, cât M, este area triunghiului asta, area triunghiului, BCD. Și atunci, iată ce am arătat, că area triunghiului NMF este o pătrime din area triunghiului BCD. Area triunghiului BCD. Deci de aici, dacă fac raport, înseamnă că area lui NMF supra area lui B, triunghiului B, C, D, egal cu 1 pe 4. Este egal cu pătratul raportului de asemănare. Da. V-am spus-o, da. Deci raportul a două... Raportul ariilor a două poligoane asemenea, că extindem. Fie triunghiuri, fie împătrate, fie dreptunghiuri. Raportul a două poligoane asemenea este egal cu pătratul raportului de asemănare. Da? Deci, raportul de asemănare era 1 pe 2? Sigur că da. Deci, raportul ariilor, raportul ariilor a două poligoane asemenea este egal cu pătratul raportului de asemănare. De unde vine chestia asta? De acolo se înmulțește mai. La arii cele două dimensiuni înmulțite. Sunt două dimensiuni. E metru la pătrat. Metru la metru. Raportul arilor la două poligoane. Asemenea. Asemenea. Era la șaptea, două triunghiuri asemenea. Da. Sau două dreptunghiuri, două pătrate, două trapeze. Raportul arilor la două poligoane. A două poligoane asemenea. Este egal cu pătratul raportului de asemănare. Adică acel raport îl duce la pătrat. Da? Valoarea raportului de asemănare că o fi 3, 4, 7, 5. N-are importanță. Îl duce la pătrat. Totul la pătrat. Deci raportul așa e egal cu pătratul raportului de asemănare. Am văzut asta. Bun. Și acum? Asta aici sunt desicuți. Aveți așa ceva de întrebat? Că nu are fost o întrebare cu problemă. Dar perimetrul cât este raportul? Perimetrul 1 pe 2. 1 pe 2? Da. Că sunt triunghiuri asemenea, e reciproc am și demonstrat-o. Păi că probabil sunt paralele de așa demonstrat. Cum nu-i paralel cu gheara la linii de cei de anterior? Exact. Ai scris? Da. 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 Ce am zis? Face și el un lucru frumos, interesant, adică trebuie să te uiți chiar de aici. Da, cu timpul. Bravo. Așa. Mai avem probleme cu tine? Da, două. Și până dați și două pic geometrii, da? Dar ce ai duie până aici? Da, ce? Dai seama că ce folosesc eu. După aia. Este un consum de energie formidabil. Deci, la momentul în care trec la o casă la alta și mă îndrăgățesc la maxim cu partea creativă, chiar dacă copiii ești mici... Păi, acolo cred că epuizarea e mare. Este mai mult mai mare frecvențarea, pentru că acolo trebuie să vezi cum poți cobori și cum te poți face înțeles ca să arunci cu mesajul la el, să-i pipă intelectul, să vezi cum te așezi cu informația. Da, dar știi ce ai văzut un profesor la clasa 5-a? Ai zis așa, că 15% din populație, eu concluzia asta am tras. Da. Sunt cei creativi. Și să-i privim pe cei 15% ca până tot, așa, care îi trag pe cei 85% care nu fac nimic. Cam așa, voi eu lucruri. Da. Aceia sunt nevinovați, 85. Pentru că la perioada în care ei au evoluat, mediul în care eu evoluat, nu mi-a dezvoltat spiritul creativ. Jumate.
Nici nu se poate ajunge la jumătate. Ar fi fantastic. Deci o populație, un popor care a reușit să-și educe. Nu, eu zic jumătate din cei 85%, domnul profesor. Jumătate e și vina lor. Lasă-mă. Aha. Da, poate să fie și vina lor. Dar eu cred că marea vină o poartă în mediul în care evoluează. Și sistemul, corect, da? Și sistemul, de acord? Dar el este determinat. Nu numai școală, nu refer la școală. În general. Mediul general. Am văzut oameni care nu vor să muncească domnul profesor. Sigur. Credeți-mă, mai bine cerșez. Sigur că da. Păi între treabă simplă. Da, e zic, totuși e și vina. Da, sistemul le-a permis și eu bolesc. Bineînțeles. 16 de la 148. 16. De la 148. La 148. Ce spune? În ipoteză, se consideră cubul A, B, C, D, A, prim, B, prim, C, prim, D, prim. A, B, C, C, A, prim, B, prim, C, prim, D, prim, D, prim, cub. Da. A, B, egal cu A mic. Da. A, B, egal cu A mic. A mic ca valoare, nu? Da. Să arătăm în concluzie. Da. Că planul A, prim, B, D. A, prim, B, D. Paralel cu planul C, B prim, D prim. La B, să arătăm că A, C prim, A, C prim, perpendicular pe planul C, B prim, D prim. C, B prim, D prim. D prim. Și la C, să calculăm distanța de la planul A prim, B, D. A, prim, B, D, 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 la planul ăsta. Da, la planul C, B prim, D prim. C, B prim, B prim. Acolo. Asta, da? Da, face trebuie un cub. Da. Nu, cutia de echilibru, e paralel cu dreptunghic. Atenție, cu unul. Înseamnă toate dimensiunile egale, da? Pătrat, nu? Pătrat peste toate fețele pătrate. Nu dreptunghi. Da, deci toate fețele pătrate. Noi pătrat cu spatele, facem 9. Da. Se vede. Se vede asta. Și acum. B, C, D și ridicăm perpendiculare. Iată să fie aproximativ. Ca să facem tot pătratul. Da? Deci, da, iată bine. Cam așa. Da. Deci asta. Chiar un pic mai jos. Mai jos un pic. Așa, așa. Da, da, da. Și asta nu se vede. Dar de ce dimensiune? Da, cam da, așa. Da, da, da. Cred că e de prim. La fel aici. Ce prim? Ce prim? Și asta se vede. Și în sfârșit. B. B prim. Vedeți că aici e un pătrat. Da, dacă respectăm așa. Este pătrat. Uitați la care vice domn profesor să iasă pătrat copii. În construcție. Asta le zic coț. Uite care vezi, Nicola. Nicola. Dacă este pătrat, înseamnă că am respectat dimensiunile. Așa eu zic că e foarte frumos și nu... Respectat și-am să-l. Și ea mi-a calculat, adică l-a respectat. Și depinde acum și cum te orientezi la romul ăsta. Exact. Uite, Miruna, depinde și de romul care îl pornești. Dacă îl pornești... Cât de oblică îl pornești. Cât de unde oblică îl pornești, exact. Să creeze... Așa, da. Tu nu prea pornești oblică, de-aia nu ție să faci. Ce mai e așa? Ia uite ea la domn profesor Ciumolte. Da. Da. Deci... Nu contează, lasă, tu ești... Mai scrieți... Mai scrii rom cu el și... Scrii rom, o scrii cum și da. Cum, da. Bun. Ia să vedem. Avem latura... De? Se latură la. Înseamnă că toate sunt A, să înțeleg, domn profesor. Toate muchile, toate. Da, toate muchile sunt de mărime. Dacă ducem o întrebare, A, C prim, e diagonală în cubul ăsta.
A C prim, da. Da. Și ea e egală cu A prim la a doua plus A D la a doua plus A B la a doua? Deci, da. Diagonala e suma, diagonala la pătrat, da, e ea egală. Da, da. Pătratul ei, da, este suma pătratului. Da. Celor trei dimensiuni. Celor trei dimensiuni. Deci, 3 A la a doua? 3 A la a doua, va fi ca A pătrat plus A pătrat plus A pătrat. Deci, vorbim de... Acum noi avem altceva. A prim B, D. Să arătăm că A prim B, B, B și D. Ăsta. Da. A prim B, D. Da. Ar însemna așa. Așa. Este paralel cu C, D prim, B prim. C, B prim, aici B prim. N-aș vrea să fac așa. Ca să nu cumva să se vadă că e conial D cu D cu C prim. A prim B, B, D, da? Uitați cum îi fac asta. O fac așa un pic, curbă. Ca să nu credeți că... Scoliniare. Scoliniare. De la B, D, B, D, ce-ar fi aici? B, ce? Deci B, D, din B, tot mai jos, e o diagonală B, D. Da. Da? B, D este o diagonală. Ăla e B prim, nu? Păi B prim aș patru. Da, deci B prim, de, dar tu ai zis B, D, Mihai? Da, așa, A prim, B, D. A prim, B, D. D. A, am zis eu prost. Da. Dar A prim, dar acolo este B prim, tot B prim este. Rămâne B prim, dar nu este ceea ce asta, vreau. Da. Asta, da. Asta este. A prim, B, D. Asta, e, asta este planul determinat. Da. Și paralel cu C, B prim, D prim. C, B prim, D prim. A, asta. Și asta. Așa trebuie să. Da, da. Cele două plane sunt paralele. Care? A prim, D, B și D prim, B prim, C. Păi sunt paralele pentru că D prim... Un pic să, să notez și eu ca să-și facă figura, că numai să mă urmă. Deci A prim, B, D și cu D prim, B prim, C. Da? Du-te la celălalt de punct liber, na. Să cauți cât... Am înțeles că ți-e limite, dar cercetează punctul B, punctul D, C. Când ne-a zis foarte repede, poate nu ar fi un program foarte rapid. Adică... A prim B, paralel de prim C, deoarece diagonale în un pătrat. A prim B cu... D prim C. D prim C, din ce motive sunt? Trebuie să mă, mă convingi? A prim B, A prim B inclus în planul A, B, B prim, A prim. Da. Și D prim C inclus în planul D prim, D, C, C prim. Și planurile astea sunt paralele. De acord. Dar dacă ai două plane paralele, nu neapărat toate drepturile de aici sunt paralele cu toate drepturile de aici. Eu pot să ți indic una așa și una așa. Și mai sunt paralele. Deci suntem în două plane paralele, dar numai anumite drepte pot să zic că sunt paralele. Deci în ce sens? Stai, plicul, s-ar putea să mă grăbesc eu. Deci planele sunt paralele. Da. Și ai zis că orice dreaptă. Dar nu, nu e orice dreaptă, că știi că am zis asta din clasă. Zic că, de exemplu, de ce dăm în argument? Deci că... paralelismul a două drepte presupune situarea lor într-un plan. Da. Deci paralelismul a două drepte presupune situarea lor în plan. Cu alte cuvinte, A prim B și cu D prim C trebuie să le situezi într-un plan ca să vorbești de paralelismul lor. A, da. În ce plan să, să le bagi pe ele, pe A prim B și pe D prim C? Să puteți face așa. Da, da, așa, așa. Da. Deci pe A prim B și pe D prim C, fiind ele două drepte... Păi în planul pe A prim B, în planul A, B, B prim, A prim... A prim B... B prim, A prim C. Nu, nu A prim. Păi tocmai fiindcă vorbești de A prim B, A B. Și D, D prim C. Uite-te puțin. Ele, cele două drepte... Formează un plan. Formează un plan despre ele, trebuie să arăți că sunt paralele, deci trebuie să faci într-un plan. Și eu aș zice că e vorba de planul A prim, D prim, C, B. Care e chiar paralelogram, deci rezolvă chestia aia. Deci planul A prim, D prim, C, B. Paralelogram.
este un plan care îmi place mie, pentru că în el se află A prin B și D prin C. Și dacă eu voi arăta că figura asta A prin B, C, de A prin B, C, de prim este un paragraf, vă spune de luna. Eu sper să arăt că e chiar dreptunghi. Te-ai pus paralogram. Îi pun și paralogramul. Pentru paralelism. Pentru paralelism. O, păi tăi, dreptunghi. Hai, domnul, hai, paralelism. Eu am spus că chiar dreptunghi, da. Urmează să la fel. Dar paralogramul m-ar satisface. Dar din alte motive, nu că folosesc A prin B paralel cu D prin C. Nu, nu, nu. Voi. Ne gândim acum la un paralogram. Ca să fie paralogram, care erau condițiile unui paralogram? Să am două laturi. Paralele. Pare și concrete. Adică, dacă cumva pot arăta că A prim de prim e paralel cu BC și A prim de prim își concret cu BC, atunci figura aceasta este un paralogram și obligă pe A prim B, ca și la propuse, să fie paralele cu paralelul de prim C și celelalte două. Deci, una dintre condiții este asta. Dar pentru paralogram aveam, diagonale sunt jumătățesc, toate poveștile cele care știam la paralogram. Dar nu aș duce diagonale, că-mi fac figura. Eu trebuie să mă mișc în zona informațiilor care le am. A prim de prim e paralel și congruent cu AD, că e pătrat. Perfect. A prim AD e paralel și congruent cu BC, tot că e pătrat. Și atunci rezultă că A prim de prim e paralel și congruent cu BC. Suficient să zic că e paralelogram. Și paralelogramul acesta obligă și pe A prim B să fie paralel cu D prim C. Deci sunt chiar concret de pus ca informație. Deci vezi? Foarte tare raționamentul. Fructificăm că figura este un cub. Avem fel de fel de paralelisme acelea. Și iată, este adevărat acum că tu te-ai folosit de faptul că A prim de prim e paralel cu AD, AD e paralel cu BC. Deci A prim de prim e paralel cu BC. Este aceea transitivitatea la paralelism. Spuneam eu când am discutat, am fost prieten cu tine. Tu ești prieten cu Miruna. Apoi și eu sunt prieten cu Miruna. Cine asigură transitivitatea aici? AD-ul. Corect. Că A prim de prim, A prim de prim paralel cu AD. BC cu AD. Atunci A prim de prim cu BC. Corect. Da? Da. Hai să vedem. Ne apucăm de lucru cu prima chestie din asta. Da. Cum scriem A prim de prim de A pătrat? Dar trebuie să arăt că planul este la prima chestiune. Sunt paralele. Paralele. Dacă ar avea decât că A prim B e paralel cu D prim C. Așa. A prim B e paralel cu D prim C. D prim C. Ar mai trebui ceva. Ar mai trebui ceva. Mai avem și că D. D. D de prim B prim B e paralelogram. Miruna, deci avem deocamdată câte o latură. Da. Paralel cu latura aceea. Da, ce să zicem. Mai avem și D de prim B prim B. D prim B prim. D de prim, B prim, B. D de prim, B prim, B. B. Și al paralogram. Și ăsta e paralogram, da. Deci de B cu D, B, D prim, B prim. Deci DB, AD, cu D prim, B prim. Da. Lucru suficient. Pentru că figura asta, D de prim, B prim, B, este și ea un paralogram, spune de luna, dar noi știm că este chiar dreptul. Chiar dreptul, corect. Știm că este chiar dreptul. Și ne asigură că DB e paralel cu D primă B primă. Însă tu, Miruna, ar fi trebuit să insiști mai tare pe faptul că D de primă e... De ce figura asta? De ce sunt aceste puncte D de prim, B de prim, coplanar? A, pentru că D de deci ce te face pe tine să spui că D prim, D, B, B prim sunt coplanare? Păi pentru că noi știm foarte bine că
R în cub și atunci D de prim e paralel cu B pe prim și congruent. Asta e. D de prim, paralel cu B pe prim și congruente. Și atunci paralelismul acesta obligă figura D prim, D, B, D prim să fie cel puțin paralelogram, dacă nu chiar dreptunghi. Și în condițiile astea, și DB, ca și mai înainte, va fi cât de primă, B prim. Paralel și congruent. Și atunci ne-am dus suficient pentru paralelism. Da, paralel. Hai să zicem, demonstrație. Cum se scrie demonstrație? Că A, B, prim, C, prim, D, prim, cub. Scrie. A, B, C, D. A, prim, B, prim, C, prim. De prim cub. Rezultă. Rezultă de aici că A prim de prim de A. A prim. A prim, ai zis, de prim. De A. De A. Da. A prim de prim. Nu, hai să spui așa. Că D de prim. D de prim. A, paralel și congruent cu B de prim. Deci, D de prim, paralel și congruent, adică mai folosesc și așa. Paralel și egal. D de prim, paralel și egal cu B de prim. Deci, fructificând cubul, pot să spun așa. Deci, rezultă că figura B prim, B prim, D. Și cum și D de prim, D de prim, e și perpendicular pe ABCD. Ca să îmi permit din cele două să spun că B prim, D prim, D este dreptul. Dreptul. Atunci rezultă din dreptul că și D, B, apropo, scris de spune. Paralel cu D prim, B prim. Ce e congruent? D, B, paralel și congruent. Paralel. Și egal. Așa cu D prim, B prim. D prim, B prim. A, D prim, A prim. A. Nu, A, D perpendicular pe D de prim. A, D, B. D de prim. Asta așteptam la ce vreți să duce acum. Eu n-am încheiat cu doar asta am spus, că asta de aici. E cât ăla de sus? De prim, B prim. De prim, B prim, da? Cât asta? Mai trebuie una. Și mai trebuie o latură ca să fie paralism asigurat. O latură din triunghiul ăsta, A prim, B prim, D. Dar am discutat-o. De A prim, B. A prim, B, B cu D prim, C. Da? Ne ducem așa. În... Ce avem foarte bine? Clar, avem așa, BC e paralel cu AD. BC paralel cu AD, corect, asta de acolo să spun. BC paralel cu AD, din calitatea cubului, de aici nu facem asta. Așa, pe ce are, nu zici, că AD inclus în planul AD de prima prim? Se vede. Deci, da. Deocamdată BC e paralel cu AD, AD. Da. A prim de prim paralel, să ne ducem de la strane, A prim de prim paralel cu AD. Rezultă că B, C... Și paralel și congruent, și egal de toate. Corect. Așa, bun, și egal. Corect. Așa, rezultă de aici că... Deci... Paralel și egal cu A prim de prim. Cu A prim de prim. Și de aici rezultă că figura A prim B, C, C de prim. A prim B... C de prim. C de prim. Paralelogram. A prim B, C de prim. Paralelogram, da. Paralelogram puteți să știți. Dar dreptunghi, știm de ce. Da. Dreptunghi, mai avem paralelogram de prim. Deci rezultă că A prim B. Deci de aici rezultă că A prim. Paralel cu de prim C. Și egal. Și egal. Paralel și egal cu? De prim C. De prim C. Din relația cu voi. Da. Rezultă că? Planul. Rezultă că planul A prim, că planul A prim BD, BD, A prim BD, paralel cu planul
simbolul B prim, B prim, C. B prim? B prim, prim, C. B prim, C. Am obosit. Stau un pic să mă refac, că să am o pauză de loc. Iar, vedem. Deci am demonstrat cu tot. Da. Așa, să vedeți pe ceva. Acum pentru punctul B, A ce prim, să arătăm că A ce prim, ia să vedem. A ce prim. Perpendicular și... Perpendicular pe planul C, B prim, B prim. Da. Planul ăsta. Eu am demonstrat că asta a reușit, că A ce prim e perpendicular pe C. Când am vorbit și mai larg, ca să pot urmări celălalt pe care la tablă, că la tablă se vede mai greu. Da, dar știți, avem nevoie de dumneavoastră aici. Nu știu. Adică stau cinci, da, două, da, 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 da. Respir și meargă. Când ești voi, între timp, vedeți ce vă vine în minte, nu sunt prezent acum aici. Voi rezolvați. Am demonstrat că A ce prim e perpendicular pe C ce prim. Am încercat să duc în planul A, ce prim, B prim, C, încă un punct, ce prim, știi? În planul B prim, B prim, C, să mai aduc și pe C prim. Vedeți, dar ești tu. A ce prim. A ce prim. În planul de prim. E diagonală, nu? Da, A ce prim e diagonală. E diagonală la cuplu. Și A trebuie să fie pe C, B prim. Pe ăla care l-am subliniat. Și în planul la care ai subliniat, poți să mai adaug și pe punctul C prim? Pot să mai iau un punct, ce prim, în planul ăla? Este important să aduci un... Pot să iau cu ce prim? Acum, începem. Să vedem dacă ce prim ar face parte. Poate... nu poți. Ce prim nu este acolo. Uite, Miruna. Când ai ridicat problema ca pe C prim să-l aduci în planul A prim, B prim, C, A prim, B prim, C. Ai zis, e ridicat o problemă, da? Nu, în planul D prim, B prim, C. D prim, B prim, C, da. Da. Cum să-l aduci pe C prim ca să fie în plan câte vreme C prim să află în planul C, D prim, C prim, D. Deci, îți atrag atenția că ce prim nu poate fi adus în planul ăsta de prim, de prim, ce? Pentru că nu are câtă vreme de prim, ce prim și cu ce facă alt planul. Planul de prim, ce prim, ce d. Da? Da, ce prim era cu prim planul ce ce prim. Da, haide să insistăm. Poate reușim să prindem problema într-un mod. Seara. Seara. Dar A, B prim, C prim nu sunt coordinare. Care? A, B prim, C prim. Aha. B prim, C prim. Nu, nici vorba, nu sunt coordinare. Că A, C prim asta, da. Dacă aș duce-o... Dacă da. Uite, eu trebuie să o duc un pic așa oblică. Da. Da, e nici nu îți duce așa, da? Din ce motiv? Că așa cum a părut pe figură, părea să fie... polinearitate. C prim, B prim, A. Și nu este adevărat. A, C prim e egal cu A radical din 3. A, C prim ca mărime este A radical din 3, da? Deci, eu am vrut să aduc pe ce prim, știți că A, C prim, C era de 90. În rest, n-am găsit nimic. Nu A, C prim, C prim, ceva. Și n-am mai găsit nimic. Dar știi ce? Trebuie să fim convinși că ceva o să găsim noi. Duce, deci, e clar, trebuie să ducem un punct acolo, de prim, B prim, C, nu? Dacă eu știu că diagonalele sunt perpendiculare, da, fiind în pătrat.
Da, de ce prim cu de prim ce. Atunci. De ce prim cu ce prim, cu ce de prim. De cu ace. De cu ace, simplu, da. De cu ace. Deci în toate planele. În toate planele. Da. În toate planele, în toate fețele, diagonalele sunt perpendiculare, da? Da. De B și cu ace. Tot așa depinde A prim, C prim. Da. Și cu D prim, B prim. Da. Da? Da. D prim, B prim. Da. Întrebarea mea este următoarea. A prim, C prim este situat în planul A prim, A, C, C prim? A prim, C prim? Da. A prim, C prim. A prim, C prim. A, C prim. A, C prim, pardon. A, C prim este situat în planul A prim, A, C, C prim. Deci A, C prim, dacă este situat în planul A, A prim, C prim, C. Da. Sigur că unește două puncte ale planului acesta. Am voie să vorbesc de planul A prim, A, C, C prim? Da. Din ce motiv? Este dreptunghi. Fiindcă două laturi, A prim și C, C prim, sunt paralele și complete. E paralelogram cel puțin. E dreptunghi. Și atunci are rost să vorbesc de existența planului acesta, A prim, A, C, C prim. Și într-un dreptunghi diagonale să fac 90 de grade? Nu. Nu. Doar să se jumătățesc. Ce sunt egale. Da. Diagonale sunt egale și se jumătățesc. Una din diagonale este A, C prim. C prim, iar alta este A prim C. Corect. Aceste diagonale sunt ale dreptunghiului respectiv, sunt congruente. Da. Bun. A C prim egal pe C C prim. Deci A C prim. A C prim e perpendiculară pe A C prim diagonala mare, profesor. A C prim e perpendiculară pe C C prim. C C prim, din ce motiv? Că avem așa, că A, C prim e iară egal din 3, C prim, C e A, și A, C e iară egal din 2. Și atunci, în teorema lui Pitagora, reciprocă teorema lui Pitagora, o să avem că C prim, C A e din 90. C prim, C A? Nu, nu C prim, C A. E A, A, C prim, C.